Bine v-am găsit, dragi elevi! Sunt Virginia Vanghele și astăzi vă invit la o nouă lecție de matematică în clasa 1, în care vom învăța să comparăm și să ordonăm numerele de la 0 până la 20. Pentru aceasta trebuie să fiți foarte atenți și străduitori. Sper că știți povestea celor trei purceluși pe care mama i-a trimis în lume să-și caute rostul, când tocmai au crescut mai măricei. Știți bine că cel mai mare, fiind și cel mai înțelept, le-a propus fraților săi să-și construiască fiecare câte o căsuță, prin vecinătate, pentru a se putea ajuta reciproc. Dar să ne amintim numele fiecărui purceluș. Cine și-a construit o căsuță din paie? Nif, nif. Cine și-a construit căsuța din nuiele? Nuf, nuf. Cine și-a construit cea mai puternică și trainică casă? Din cărămidă. Naf, naf. Numărăm împreună cu purcelușii. Citim numerele de o cifră. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observăm că aceste numere sunt formate din unități și sunt scrise cu o singură cifră. Citim numerele de două cifre, formate din zeci și unități. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Citim trei numere consecutive scrise cu o singură cifră. 0, 1, 2. Citim trei numere de două cifre consecutive ordonate descrescător. 20, 19, 18. Observăm și învățăm. Observați, copii, ce au comun numerele 15, 12, 10, 18? Corect, sunt numere formate din 10 și unități. Câte 10 conțin aceste numere? Câte o 10? Dar observați, unitățile cum sunt? La fel sau diferite? Prin ce se deosebesc aceste numere? Au număr diferit de unități. Descompunem aceste numere. 15 se descompune în 10 și 5. 12 se descompune în 10 și 2. 10 se descompune în 10 și 0. 18 poate fi descompus în 10 plus 8. Cum credeți, care număr e mai mare? 15 sau 12? Observăm că 5 e mai mare decât 2. Deci 15 este mai mare decât 12. Formați perechi de numere din cele propuse și comparați-le. 10 este mai mic ca 12, deoarece 0 e mai mic ca 2. 12 este mai mic ca 18, deoarece 2 e mai mic ca 8. 8 e mai mare decât 0, deci numărul 18 este mai mare decât 10. Deci, în concluzie, e bine să reținem, căci atunci când comparăm două numere cu zecile egale, comparăm unitățile pentru a stabili numărul mai mare sau mai mic. Ajutați purcelușii să compare materialele din care și-au construit căsuțele. 1 e mai mic ca 2 și 11 e mai mic ca 12. 5 e mai mare decât 3 și 15 e mai mare decât 13.
2 e mai mic decât 3 și 12 este mai mic decât 13. Purcelușii preferă ghindele, merele, alunele, diferite fructe care le oferă pădurea. Ajutați purcelușii să compare grupurile de fructe. 6 este mai mic decât 11. 12 este mai mare decât 5. 7 e mai mic decât 13. Vă provoc atenția. Observați numerele scrise cu două cifre, formate din zeci și unități. Deci, 11, 12 și 13. Observăm ce fel de numere sunt. Sunt numere consecutive. E bine să știți că numerele scrise cu două cifre sunt mai mari decât numerele formate doar din unități. Să ne amintim despre vecinii numerelor. Scriem vecinii numerelor date. Vecinii numărului 1 sunt 0 și 2. Vecinii numărului 9 sunt 8 și 10. Vecinii numărului 19 sunt 18 și 20. Putem spune că 18 este predecesorul numărului 19, iar succesorul numărului 19 este numărul 20. Completați împreună cu Naf-Naf numerele de pe cărămizi. Observați că primul șir numeric este ordonat crescător. Scriem 12, 13, 14, 15. Completăm următorul șir, care este ordonat descrescător. 19, 18, 17, 16. Al treilea șir numeric, 15, 16, 17, 18. Și următorul șir numeric, 12, 11, 10 și 9. Scrieți în caietele voastre de matematică aceste șiruri formate. Mai întâi scrieți șirurile ordonate crescător, apoi șirurile ordonate descrescător. Ajutați purcelușii să monteze geamurile căsuțelor. Ordonați crescător numerele împreună cu nif-nif. 11, 13, 17, 19. Ordonați descrescător numerele de pe geamul lui nuf-nuf. 20, 16, 14, 11. Naf-Naf vă îndeamnă să descompuneți în 10 și unități numerele 15, 12, 10 și 18. Deci, 15 este format din o 10 și 5 unități, 12 este compus din o 10 și 2 unități, 10 are o 10 și 0 unități, iar 18 are la fel o 10, dar la unități cifra 8. Urmează un joc de atenție. Observați căsuțele și răspundeți la întrebări. Ce număr are căsuța în care locuiește fiecare purceluș? Nuf-Nuf locuiește în căsuța cu numărul 16. Naf-Naf locuiește în căsuța cu numărul 19. Nif-Nif locuiește în căsuța cu numărul 20. Vom colora cu galben triunghiul din dreptul rândului de case cu numere impare. 11, 13, 15, 17 și 19 sunt numere impare. Colorăm cu verde triunghiul din dreptul caselor cu numere pare. 12, 14, 16, 18 și 20
sunt numere pare. Observați camionul și spuneți, în ce direcție se mișcă? Corect, se mișcă spre stânga. Acest camion transportă materiale de construcție. El trebuie să se oprească la casa cu numărul par, cuprins între 16 și 20, adică la casa cu numărul 18. Probabil vă amintiți că la căsuțele primelor purceluși a dat târcoale lupul și deoarece locuințele nu au fost construite din materiale tari, căsuțele bieților purceluși s-au dărâmat. Observați numerele și ajutați purcelușii să fugă cât mai rapid la casa trainică a celui mai mare frate, Naf-Naf, ordonând numerele crescător. Trei, cinci, 11, 14, 16, 19, 20. Bravo copii, ați ajutat purcelușii să ajungă cât mai rapid la căsuța trainică a fratelui cel mai mare. Și așa și-au continuat cei trei purceluși viața împreună, trăind în bună înțelegere. Pentru a se feri de oaspeții nepoftiți, cei trei purceluși au construit un gard din nuiele. Stabiliți câte nuiele a adus fiecare, dacă Nuf-Nuf a adus o 10 de nuiele. 10. Naf-Naf a cărat un număr de nuiele egal cu succesorul numărului 8, adică 9. Nif-Nif a adus cu unul mai puțin decât 20 de nuiele. Corect, 19 nuiele. Cine a adus mai multe nuiele? Corect, Nif-Nif a adus mai multe nuiele. Dar acum observați, cum este numărul de nuiele aduse de Nuf-Nuf și Naf-Naf la un loc în comparație cu nuielele aduse de Nif-Nif? Este egal, deoarece 10 plus 9 este egal cu 19. Iar acum vă propun să vizionăm împreună un scurt fragment din poveste în care se arată bucuria purcelușilor de a trăi împreună, căci doar unirea face puterea. Lupul ne-ar fi înghițit cu totul dacă nu ne-ai fi adăpostit în căsuța ta? Da, frățioare, ne-ai salvat viețile. Frații mei, m-ar fi înghițit și pe mine dacă nu erați și voi doi aici. Împreună am blocat ușa, iar încercarea lupului a eșuat. Da, frățioare, mi-ai dovedit că nu aveam dreptate. Împreună suntem cu adevărat puternici. De acum vom locui împreună și nu ne vom mai despărți. Sunt sigură că veți fi și voi la fel de uniți, străduitori, perseverenți și harnici, căci unirea face puterea. Vă mulțumesc pentru lecția de astăzi și vă spun la revedere. Pe curând, dragi copii!